Liderii de sindicat, dar și noua conducere a complexului energetic Hunedoara fac front comun pentru salvarea societății. După mult timp în care a existat un război declarat între cele două părți, acum, odată cu numirea lui Constantin Jujan în fruntea ceh, linia dialogului social pare să intre pe un făgaș normal. Constantin Jujan este noul director general al societății energetice din județul Hunedoara. Avizarea acestuia s-a realizat în cadrul ședinței Consiliului de Administrație, iar acum sindicaliștii speră ca dialogul să fie unul mult mai bun. Sindicaliștii sunt de părere că noul director general are o misiune grea, dar căreia îi va face față. În ședința Consiliului de Administrație s-a produs de fapt avizarea ordinului de ministru care a fost semnat încă de săptămâna trecută. Numirea domnului Jurjan în funcția de director general a primit aseară avizul consiliului de administrație și totodată în cadrul ședinței consiliului de administrație s-a stabilit sau s-a ales și noul președinte al acestuia respectiv domnul Blaj Alexandru. Sunt un om care a lucrat cu domnul Jujan tot într-o perioadă extrem de critică pentru mineritul din Valea Jiului în anul 2011, probabil că a fost unul dintre cei mai grei ani pentru mineritul din Valea Jiului nu mai greu decât cel pe care îl traversăm acum, pentru că suntem puși în uh, situația în care trebuie să gestionăm uh, ceva de genul uh, mai suntem sau nu mai suntem uh, uh, ca și entitate economică în uh, județul Hunedoara. Sper să avem o colaborare bună, deschisă, transparentă și sper să înțeleagă și administrația că este mare nevoie de dialog social și noi, la rândul nostru, să înțelegem că este nevoie de deschidere și de înțelegere în profunzime a esenței activității noastre și anume păstrarea locurilor de muncă și trebuie să luptăm pentru ca cei care își merită salariile să le și primească. Potrivit liderilor de sindicat, există toată deschiderea din partea ministrului Andrei Gerea în ceea ce privește continuarea activității complexului energetic Hunedoara. Eu m-am întâlnit de șase ori până acum cu domnul ministru, ieri a fost așa șasea oară. De fiecare dată am găsit deschidere și ce mă bucură cel mai mult, că după nenumăratele uh, prezentări ale situației reale din cadrul complexului uh, din toate punctele de vedere. Iată că domnul ministru Andrei Gerea uh, a dat dovadă de fermitate și până la urmă a hotărât, chiar dacă nu dumnealui, pentru că nu este neapărat atributul lui, de a uh, da o nouă direcție managementului complexului energetic Unedoara și am spus-o, o repet, este, din păcate, și pentru energeticieni, dar și pentru mineri, ultima noastră șansă de supraviețuire. Cei care au distrus până în acest moment, din 2012, aș putea duce și mai în urmă, dar cred că ultimii 5 ani sunt importanți cei care au distrus activitatea oamenii de afaceri, a servicii politic, directorii numiți pe criterii politice, liderii de sindicat, din păcate trebuie să o spun și pe aceasta care au slujit partide politice, trebuie să or să-și revină, ori să plece și să-i lase pe cei care au integritate și nu pot să fie acuzați de lucruri care nu fac dovada unui conducător de bună credință în situația de față. Până luna aprilie, noua conducere ceh, dar și guvernul, trebuie să găsească soluții pentru societate care să fie prezentate Fondului Monetar Internațional, astfel încât să nu fie lichidată activitatea.